Guvernul PNL continuă fără empatie față de pensionari, dar și față de salariați. După ce a majorat tichetele de masă cu un ban, guvernanții Partidului Național Liberal au acordat în campanie electorală persoanelor vulnerabile carduri alimentare de 6 lei pe zi, însă cam imposibil de folosit pentru toți, întrucât acestea puteau fi folosite doar în restaurantele agreate. Guvernul PNL a venit în sprijinul cetățenilor cu un ban în locul aplicării legilor care să dubleze alocațiile copiilor, să crească pensiile și salariile. După majorarea tichetelor de masă cu un ban, reprezentanții guvernului PNL au alocat în campania electorală carduri alimentare de 6 lei pe zi persoanelor sărmane de peste 75 de ani, cu venituri mai mici de 8 lei pe lună, însă aceste tichete pot fi folosite doar în restaurantele agreate. După alegeri, bătrânii din localitățile în care nu există un astfel de restaurant au aflat că sunt obligați să se deplaseze în altă localitate pentru a beneficia de masa de 6 lei pe zi oferită de guvern, dar ar cheltui o sumă mai mare pentru această deplasare decât cea oferită de guvern pentru masă.